Spionajul românesc avea rezidențe în peste 150 de țări, care adunau o cantitate imensă de informații gestionată de Pacepa. După fuga lui, de la sfârșitul lunii iulie a anului 1978, în zile care au urmat, se declanșase o adevărată hemoragie, prin care o sumă întreagă de cetățeni onorabili din țările occidentale au dispărut peste noapte. Unii au mai apucat să se salveze, nedepistați la timp de serviciile de contrainformații și au trecut granițele țărilor occidentale, doar cu ce aveau la ei. Prada contraspionajului NATO era una mai consistentă decât ar fi reușit pe căi normale, să anihileze aceste servicii într-o muncă de un deceniu.